Cred că un moment deosebit de așteptat de toți este acela de a-l asculta pe maestrul Dan Puric, căruia încă o dată îi mulțumim pentru faptul că este alături de memoria martirilor noștri, acelor care s-au sacrificat pretutindeni în temnițele și lagărele comuniste pentru demnitatea și libertatea noastră a tuturor. Maestre! Mulțumesc mult! Pe vântul acesta, pe norii aceștia, dumneavoastră țineți câteva lumânări. Dumneavoastră, un grup, nu te teme, turmă mică. Dacă eram în Polonia, erau milioane. Sau în Ungaria. Nu suntem acolo. Suntem în biata țara aceasta. Și totuși, cât de bine se potrivește, nu te teme, turmă mică. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră în aceste tablouri, figurile lor, vă rog să vă uitați la privirea pe care o au, la înfățișarea fizică pe care o au avut. Ei sunt cei care au fost martirizați și au sacrificat tot. Tinerețea, sănătatea, familia și, în ultimă instanță, viața. Pentru ce ați murit? Strigăm dincolo de mormânt. Ca să fiți uitați de o populație apatică, de un tineret care, în număr de sute de mii, protestează împotriva corupției economice și niciunul nu protestează împotriva corupției sufletești. Cei care au intrat în închisoare și au murit, nu au murit pentru salarii mai mari, nu au murit pentru o viață mai bună, ci pentru o Românie mai curată. Atâta timp cât acești paznici ai ființe naționale s-au sacrificat pe sine pentru demnitatea și curățenia sufletească a acestui popor, noi suntem datori să ducem aceste lumânări vii. Undeva, Mitropolitul Antonie al Sorojului, Antonie Blum, spunea că există morți fecunde. Morți care în urma lor lasă o lumină. Morți care nu mor. Una este să moară Nikolski și alta este să moară Părintele Iustin Pârvu. Una este să moară Colenul Crăciun și alta este să moară Petrețuță. Țineți în mână, oameni, lumină. Oameni, lumânări. Atâta timp cât poporul român, pentru mine, dumneavoastră, astăzi sunteți poporul român. Nucleul acesta. Ce facem noi în seara aceasta? Stăm în comuniune cu martirii noștri, nu în comuniune cu comunitatea europeană. Pentru că nu comunitatea europeană ne-a salvat și a răzbătut și s-a sacrificat împotriva comunismului. Cine stă în comuniune cu mucenicii, stă în comuniune cu primul dintre ei. Iar primul dintre ei a fost Iisus Hristos. Cineva spunea că viața fiecărui martir este din nou o prelungire a vieții lui Hristos. Acești oameni, aceste lumini nestinse pe care le țineți dumneavoastră în mână, sunt Hristoșii temniților noastre. Poporul acesta este fundamental creștin. Nu uitați, prin 2005, ca să vorbim în termenii istoriei și să știți că istoria este indiferentă, cinică și criminală, este acolo Constantin Noica care spunea că istoria a fost indiferentă cu mine. Dar eu nu pot să fiu indiferent cu poporul român. În 2005 s-a propus Consiliul Europei măcar să facă un tribunal ca o instanță morală să acuze moral comunismul, ca Occidentul să afle ce s-a întâmplat, ca
ca istoricii din Occident să aibă acces la ceea ce s-a întâmplat. Au cerut intelectuali din țările est-europene să se facă o instanță morală. Iar Consiliul Europei a răspuns negativ și multe partide din Europa Occidentală, comuniste, s-au ridicat și au spus așa ceva este o discriminare pentru că voi în Est ați interpretat în mod greșit ideile comuniste. Pentru că comunismul a adus lumină. Și atunci trebuie să înțelegem că suntem alții. Suntem alții. Ei au fost alții care s-au opus împotriva tăvălugului. Cu o rezistență care n-a venit de aici. O rezistență, mi-e și frică să pronunț cuvântul rezistent, pentru că astăzi el a fost folosit și terfelit într-o zonă socială și periferică. Oamenii ăștia nu au rezistat, au dăinuit, dar au dăinuit cu acei 2000 de ani de credință în spate. Este tabloul părintului Gheorghe Calciu, care spunea așa: ce rău îmi pare că nu pot să uit și ce bine îmi pare că pot să iert. Pe sufletul acestor oameni stă astăzi cât a mai rămas din România. În clipa în care vom fi capabili să ducem conștiința martirică mai departe, în memoria copiilor noștri, în memoria unei lumi dezrădăcinate, ne facem datoria veșnic neplătită față de martiri. Am spus la un moment dat că există un istoric american, Hitchens, un om care a studiat istoria poporului român cu probitate și a spus că niciodată poporul român n-a avut control asupra destinului politic. Just! Dar ce nu știa domnul istoric? Că întotdeauna poporul român a avut control absolut asupra credinței. Nu istoria contează! Uitați-vă dumneavoastră în jur! Istoria cinică, indiferent. Diseară să nu vă așteptați ca posturile noastre de televiziune să arate vreo secundă așa ceva. Totul este cumpărat. Suntem sub o ocupație, cum să zic, mai cumplită. Este aici fotografia lui Valeriu Gafencu, care cu un an înainte să moară a zis: pregătiți-vă și puneți cărămid nou creștină. Comunismul se va duce. Ceea ce va veni va fi mult mai groaznic. Asta se numește vedere dinainte. Ei ne privesc. Se uită la noi, la această mână de oameni. Nu vă fie frică. Să nu vă sperie faptul că suntem puțini. 12 desculți au răsturnat un imperiu. 12 desculți. Analfabeți. Erau apostoli. Cine credea imperiul acela imens că undeva pe un deal un băiat tânăr era crucificat și lângă el stăteau trei femei și un apostol. Îi păsa imperiului ca putere politică că într-un colț acolo există așa ceva? Bunii mei prieteni, imperiul s-a dus. Nici măcar numele împăratului ne chinuim ca să ținem minte. Și de ce noi ne rugăm de 2000 de ani la tânărul acela? Sire, senat, popor roman, a apărut aici între noi un tânăr de o frumusețe excepțională. Are o privire care te face să plângi și să îngenunchezi. Merge desculț, are părul castaniu, vindecă bolnavii și înviază morții. Apare rar. Nu-i credeți pe iudei, sunt geloși. Publius Lentulus, primul guvernator. Guvernator al iudeii, era primul proces verbal pe care îl dădea împăratului și senatului roman. Apăruse Hristos. Pe ce credeți dumneavoastră că se bazau acești oameni? În spatele meu se află statuia lui Iuliu Maniu. Când a murit, cei care îl păzeau au zis: s-a stins becul numărul 2.
Eram cifre și cifre suntem în continuare pentru lumea secularizată. Când Gheorghe Brăteanu, pe care l-aveți acolo, marele istoric, a murit și a murit pentru că n-a vrut să semneze că Basarabia este pământ rusesc, îl trau din celulă și pietul de el, până l-a dus la groapa comună, i-au rămas pe trepte creierii. Mircea Vulcănescu, care astăzi este considerat criminal de război și care a spus să nu ne răzbunați. Istoria nu este ce vrea ea să facă, ci ceea ce ai răspuns tu la nivel uman și la nivel divin. Ei sunt istoria României. Ei sunt istoria cea adevărată, pentru că ei au răspuns cu sufletul și cu viața. Au răspuns divin la o criminalitate care, iată că astăzi merge în continuare, mult mai pervers și mult mai cinic. Domnul Florin Dobrescu și voi toți ceilalți care v-ați adunat aici, începe să miroasă creștinismul România catacombă. Ce putea să fie mai puternic decât catacomba în perioada persecuției romane? Mâna aia de oameni, cum spunea și Petre Țuțea, energii mari pe suprafețe mici. Ei nu mai aveau niciun control politic. Astăzi avem vreun control politic într-o țară vândută, făcută colonie. Dar ei erau reduta de necucerit, care astăzi devine de cucerit. Erau cetatea sufletească. Au cucerit o țară cu tancurile, dar n-au cucerit imponderabila care se numește sufletul românesc creștin. Aia era de necucerit. Astăzi, ultimele baricade, familia, biserica și sufletul românesc sunt jucate la barbut prin nou sistem educațional, prin mass media și prin ceea ce vor să impună în noul imperiu ideologic aici. Aș reaminti sufletește, pentru că nu e bine să ne axăm. Domne, bunii mei prieteni, martirul este mărturisitor. Mărturisirea nu se face, s-a întâmplat în trecut. Nu-i de tip istoric. Mărturisirea se face cu cotă de risc, ca aici. Tu mărturisești pe ei ca să-i forță în prezent și să-l duci spre Sfânta Biserică. Nu e o amintire, au murit în pușcării, au murit pentru noi. Au murit pentru țară, pentru copiii noștri. Martorul este cel care se supune, cum să zic, riscului de viață. Toți aceștia și-au riscat viața într-un mod oribil, torturați. Solzhenitsyn, că s-a spus aici de Pitești, dom'le, la Pitești au murit 11 inși. În Rusia au murit milioane. Dar ce s-a dorit la Pitești? Să se schimbe ca astăzi sinea românului. Felul nostru de a fi, cum zice Părintele Stăninoae, arhitectura sufletească. Teroarea aia era un epicentru de frică să se ducă în toată țara. Nu vedeți că astăzi în România s-a instalat o frică cumplită. Nu mai e voie să zici, suntem înconjurați numai de drepturi și nici o îndatorire. Drepturi, drepturi, numai ei nu au drepturi. Au doar dreptul să fie sculați din groapă și recrucificați în Parlamentul României și cu semnătura președintului statului. Unic în istoria unui popor să-și blasfemieze ceea ce este mai sfânt, legal. Și aici să nu vă fie frică. Dacă ei și-au dat viața și nu le-a fost frică, datoria noastră este tot cu viața. Credeți că ei s-au gândit vreodată că vor fi martiri? Erau tineri, erau oameni maturi ca noi acum. Pus în situație extremă, când vorbeam cu domnul Nae Purcărea, care acum, iată, este o lumânare, îmi spunea, domnul Dan, toate torturile le-am suportat în închisoare. Tot să mă bată, dar nu puteam să cedez la un singur lucru. La ce, domnul Purcărea? La faptul că vroia să jignească chipul lui Hristos din mine. Au ținut oamenii ăștia la chipul lui Hristos din neam. Ăla trebuie apărat. Brâncoveanu a făcut altceva? Brâncoveanu a făcut altceva?
sfertul ăla de oră cât a durat oribila crimă, unde în lojă era tot Uniunea Europeană. Erau din Veneția, erau din Franția, erau din Bretania și erau și de la ortodoxi, pentru că trebuia să fie o execuție publică care să inoculeze frica ca niciodată să nu se mai facă. Știți că pe Horea și pe Croșca, când i-a executat, erau 5500 de țărani adunați ca să nu mai îndrăznească niciodată să ridice capul. Și țăranul român a îndrăznit și va îndrăzni întotdeauna. Uite! Când împăratul, sultanul, i-a zis, îți dau viața înapoi, îți dau averea, te fac domn, nu mai să treci la religia musulmană. Ați văzut dumneavoastră vreo secundă de negociere cu stăpânul Întunericului? O secundă la cel de ziua lui, când împlinea 60 de ani, era executat public. Știți că destinul acestui popor, îl repet și îl voi repeta întotdeauna, e destin hristic și de Maica Domnului. Bunii mei prieteni, care este cea mai mare suferință? Cea mai mare suferință de pe pământ a fost când Maica Domnului i s-a permis să vadă, să-și vadă copilul în agonie, neputând în calitate de mamă să facă nimic. Când Hristos era pe cruce și își vedea mama plângând și nu putea să facă nimic. Peste asta nu există suferință. Vă dați seama că din turn, de la distanță, i s-a dat voie Mariei Brâncoveanu și fetelor să vadă ce întoarcere în istorie fantastică. I s-a dat voie să vadă execuția cui? A tatălui lor, a soțului ei, a domnitorului și a fraților. Uitați-vă în toate manualele de martirologie, nu veți întâlni niciodată. Un martir era chinuit, dar nu chinuit în fața celor dragi, cum a fost Brâncoveanu. Este destin de Maica Domnului și destin hristic. Aici nu știe istoricul american că el a fost stăpân total pe credință. S-a întors cu spatele și a zis copiilor care urmau să fie decapitați: stați drepți! Nu vă gândiți, stați bărbătește, fii tati! Și nu băgați seama la moarte. Aici este o întoarcere fundamentală. S-a întors. Cum toți s-au întors. Ei sunt brâncoveni. Sfinți brâncoveni. Împrăștiați în pușcării. Nu băgați seama la moarte. Ci uitați-vă la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Câte a pătimit pentru noi. Și ce moarte de ocară a avut. Într-o aceasta să credeți în credința voastră pravoslavnică și să nu vă uitați la viața și la lumea de astăzi. Lumea de astăzi nu contează. Viața de astăzi pentru Brâncoveanu nu conta. Îi punea cu fața spre veșnicii. Dacă, să știți, când au decapitat pe Brâncoveanu și pe brâncoveni, au decapitat 300 de ani de cultură. Renașterea românească era acolo. Dacă v-ar fi trecut prin mână să citiți niște omilii scrise de Ștefan Brâncoveanu, de Radu, excepționale, numai cât a făcut Brâncoveanu. Dar să ne întoarcem la acest lucru, cu spatele la istorie și cu fața la veșnicie. Momentul în care a început decapitarea, masacrul acela, știți că ăia din lojă, care erau creștini, n-au ridicat niciun deget. Brâncoveanu a murit singur cu Hristos deasupra. Sfântul Nectarie, ce este jertfa? Jertfa este atunci când sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața. Ei au poruncit trupului să moară pentru valori mai mari decât viața. Vă imaginați minunile astea, ce rod ar fi dat într-o Românie liberă? Dar Dumnezeu le-a cerut rodul martiric, care este mult mai mare decât un rod intelectual și cultural. Dacă n-ar fi fost ei, dacă dumneavoastră nu-i ținem în noaptea asta aici, cum suntem ca într-o biserică, pământul acesta ar fi fost ras. Ei au biruit. Gândiți-vă la
se vorbește de cuvântul toleranță, care este o ipocrizie. Nu! Creștinismul nu este tolerant. Hristos a fost profund intolerant când s-a intrat în templu. Creștinismul este profund îngăduitor. Te așteaptă. E cu totul și cu totul altceva. O sfântă intoleranță față de ceea ce propunea. Cine era ala? Tot o fiară a istorii ca și acum. Luați și mutați-i păște acum, care vor să ceară decapitarea totală sufletească acestui popor. Se pare că în fața atrocității, cronicarii musulmani au scris, poporul musulman s-a revoltat. A trebuit să intre cu armata și să îi ia. Ne întoarcem la jertfa brâncovenilor, pentru că ei sunt brâncovenii noștri. Au fost invitați la masă, protocol, și au mâncat. La Ialta, când s-a împărțit, și țărișoara aceasta, știți ce a zis Winston Churchill lui Stalin, când a fost vorba de România? Hai să nu ne împiedicăm de nimicul. Și ei sunt nimicul nostru. Ei sunt, au apărat acel nimic. S-au împiedicat istoria de ei. Există la Giovanni Papini, într-un interviu imaginar pe care, într-o carte Gogh, îl a luat lui Stalin, lui Lenin, și Lenin zice, cel mai bun îngrășământ natural este sângele omenesc. Și asta s-a întâmplat. Milioane! Poporul ăsta, sângele lor, cel mai bun îngrășământ, pentru că este sânge de martir, dar el nu știa, tovarășul Lenin, că din sângele de martir crește grâul credinței noastre și din grâul credinței noastre noi facem pâinea întru ființă. Din ce ne hrănim noi sufletește? Bunii mei prieteni, ne hrănim din epifenomenele astea, din, cum să zic, derizorii din jurul nostru, din intelectualitatea trădătoare de astăzi, care găsește în limbaj orice numai să vândă țara. Noi ne hrănim din ei. Fiecare de aici este un altar. Ne hrănim din ei. Când Matei Brâncoveanu, copilașul, s-a speriat de ceea ce s-a întâmplat, nu, cuvântul speriat nu poate fi folosit. Să-ți vezi frații decapitați. Ce-a fi fost în sufletul lui și a căzut în genunchi în fața sultanului și a zis, trec la musulmani. Realizați ce s-a întâmplat în sufletul Brâncoveanu. Pentru că noi venim pe o undă martirică lungă. De 2000 de ani avem martiri. Și Brâncoveanu i-a zis, mai bine să mori creștin decât să trăiești păgân și să vrei să trăiești mai mulți ani în lumea și în viața aceasta păgân. Și de ce copilașul i-a zis călăului, lovește, vreau să mor creștin? Și de ce a doua zi sau a treia zi sultanul a dat ordin patriarhului la Constantinopol și i-a dat anatemă? Patriarhul de la Constantinopol i-a mâncat din mână lui Brâncoveanu. Și a dat anatema. E, cum vă imaginați dumneavoastră poporul ăsta nenorocit, din care eu fac parte cu toată dragostea, marginea Europei, pe care am înjurat toți? Anatema dată de Biserica Creștină 200 ceva de ani pe Brâncoveanu. Brâncoveanu a fost canonizat în 1993. În 1914 Iorga s-a ocupat să resusciteze, a început războiul. Și de ce? El blestemat de biserica 200 de ani, poporul acesta l-a canonizat în suflet. Poporul ăsta, marginea Europei, nenorociții ăștia, l-au canonizat în suflet și nu s-au speriat. Nu s-au speriat. A greșit. Fiara istorică a greșit pentru că nu știa că tăia un om. Și era un martir. Martirii nu mor. Și atâta timp când ne înclinăm în fața lor, ne hrănim, putem duce conștiința martirică mai departe. E în lumea asta în care ei au fost, există vreunul dintre ei în manualele de istorie alternativă, adică cum alternativă? Există vreunul dintre ei, ați văzut emisiunea televizor în care să se vorbească? S-a deschis acolo monumentul eroilor, martirilor, eroi împotriva comunismului la Casa Scânteii. Am văzut un țar penibil cu câțiva vieți supraviețuitori
din pușcării, civili necunoscuți, ceva de la primărie, președintele statului, un țar chiar adevărat. Un țar. L-am întrebat pe înalt preasfinția sa, Bartolomeu Anania, înalt preasfinția voastră, cum se canonizează sfinții. Și mi-a zis, Dănuț, intră în evlavia poporului și după ani de zile sinodul canonizează. Și am zis, și dacă poporul e ca mine, că eu până în 89 nu știam, nu știam de Mircea Volcănescu, de Ioane Amălinte, de Constantin Oprișan, de unde să știu? Cum se intră în evlavie când tu nu știi? Și mi-a zis, bătrânul, la asta nu m-am gândit. Ai dreptate. Nu vedeți că tot efortul care se face este să nu se știe de viața lor? Știți că la primii martiri din perioada de prigoană creștină uriașă, sfinții îi puneau pe oameni și că duceți-vă la loc execuție. Scrieți! Au apărut martirologii. Scrieți, faceți-o dovada jertfei lor. Domne, au făcut păgânii martirologii false. Legea 217 este fundamental o martirologie falsă. Pentru a, nu numai a incriminat-o, pentru a compromit tot ce avem mai bun. Gândiți-vă care este instanța supremă să ne judece nouă istoria. Care este instanța supremă să ne judece nouă martiri? Instanța supremă, știți, Immanuel Kant a spus, conștiința e tribunalul suprem. Era filozoful, unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii. Părintele Cleopa, semi-analfabet, cioban, n-a spus de conștiință că este tribunalul suprem. A zis, conștiința e pârâșul care ne spune lui Dumnezeu. Nu tu, omule, ești maximul, cum a zis Marx. Scopul omului e omul. Nu, bă! Scopul omului e îndumnezeirea omului. Ei au îndumnezeit poporul român. Ciobanul ăla cu 4 case primare, care a fost sfânt, a spus, e pârâșul, e ăla care ne pârăște în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă și citiți prin cărțile care au fost de martirologie în mare parte arse, la care ăștia cu lanternele care vin cu câte sute de mii să zică jos corupția, habar n-au! Și nici nu vor să afle. Un popor așa se ucide. Prin apostazie ați văzut exod mai mare din condiția de români și de creștini decât în zilele noastre de aici. Ne regrupăm, ne simțim și închei lucrul acesta spunându-vă că cel mai mare păcat pe care îl putem face astăzi în fața Bunului Dumnezeu, conștiința asta, pârâșul ne duce, este să ne fie frică să-i mărturisim. Puteți face orice pe pământul ăsta, numai crima asta abominabilă, pentru că este împotriva lui Dumnezeu. Nu vă fie frică să mărturisiți. Mărturisirea, zicea unul din mari martiri, Alexandru Mironescu, este sănătate sufletească. Ia Sfântul Apostol Pavel, stați în răspăr cu veacul acesta, că e oribil. Nu s-a schimbat nimic. Ați văzut că s-a încreștinat istoria? Niciodată! Niciodată nu s-a încreștinat istoria, dar niciodată creștinul nu s-a lăsat biruit de lume. Biserica este biserică atâta timp cât este combatantă. N-am zis revoluționar. Niciun martir el a apărat chipul lui Hristos. Nu lui să-i fie bine. Toți care au murit, au murit pentru o înălțime sufletească. Ce vedeți aici sunt creste de demnitate și munți de suferință românească și doar sunt vârful icebergului. Gândiți-vă la țăranul ăla anonim, îngropat pe acolo, pe la Iud, unde sunt blocuri alea puse cu 4 etaje și cântă manele. Acolo e populație, în cult. Acolo săracii de ei sunt ăștia care nu au. Îi iertăm din toată inima. Datoria este la noi. Indiferent ce faci, că ești artist, ești inginer, ești doctor, duceți mărturisirea mai departe și faceți mărășești sufletesc în jurul dumneavoastră. Vin vremuri cumplit, o pomenire, cum s-a
Am spus-o aici toți veșnic la pomenire, în fracțiunea în secundă, ne-au străbătut sufletele lor. O pomenire nu se face îngenunchind numai în fața trecutului. Îngenuncheam în fața trecutului ca să nu ne fie frică de moarte și să fim puternici în prezent. Ei sunt cea mai de preț moștenire. Niciodată poporul român nu a dat atât de mulți martiri decât între 1948 și toată perioada comunistă. Am dat martiri în istorie, dar sunt așa, în general avem cuvioși, prea cuvioși și din când în când martiri. Am dat martiri, dar cea mai mare, cine credea, domn? Că tinerii ăștia, care erau profesori de filozofie, altul preot, altul elev, altul student, altul om politic, se vor aduna dintr-o dată sub același lucru. Ăsta este miracolul și paradoxul unui popor creștin. Și am să închei cu privirea lui Brâncoveanu, privirea către Hristos. Atunci totul se duce. Când Hristos, de ce zice Sfântul Apostol Pavel, stați cu ochii fix la Hristos, cu ochii ațintiți la Hristos. E vreun fanatism? E vreo... Ăsta e românul. Ăsta e românul. De ce în documentele din primul război mondial, la armata germană și armata austro-ungară, după ce ne-au decimat în 1916, au găsit așa, românii au luptat cu disperare până la urmă, până la unul, arătând un cutremurător dispreț în fața morții. Dispreț! Privirea lui Brâncoveanu. Când Hristos, în Marea Galilei, și-a trimis apostolii pe mare, știa ce face. Știa ce face. Era proba credinței. Fiți atenți cum se leagă privirea hristică pe care neamul acesta a moștenit organic și n-a pus-o la negociere cum fac degenerații ăștia săraci pentru care trebuie să ne rugăm. A început furtuna pe mare. Furtuna nu putea să-i sperie pe niște pescari profesioniști și navigatori profesioniști. Și cu toate acestea a fost atât de puternică cum Hristos bănuia, i-a dus în incidența morții. Părintele Atanasie, Dumnezeu să-l odinească, de la Petru Vodă, zicea, Dan Puric, când am intrat, toți aveam credință în Dumnezeu. Când am ieșit puțin, când a venit vremea marilor încercări. Și a venit vremea marilor, a început furtuna. Luați furtuna de pe Marea Galilei cu furtuna asta bine făcută în laboratoarele de inginerie socială. Confuzia și ordinăria aceasta. O furtună mentală sufletească când ni s-au răpit tineretul, ni s-au răpit trecutul. E o furtună. Unde privești? Și în plină furtună au început să urle în proximitatea morții. Și atunci, în furtună, a apărut imaginea lui Hristos și zice Sfântul Antonie Blum. Nu erau obișnuiți, domnule. Ei și-l știau pe mal. Și știau făcând, vindecând, făcând minuni. Dar într-o, cum să zic, într-o arie de dragoste, de echilibru, de suferință, dar nu în năpastă, în catastrofă și n-au crezut. Și atunci Sfântul Apostol Petru a strigat, dacă ești tu, Doamne, cheamă-mă! Știți cine a crezut că Hristos coboară în nenorocire lângă tine? Radu Gil. Hristos a fost la mine în celulă. Nu s-a întrebat. Și la fiecare Hristos a venit în celulă. Ăsta e neamul nostru. Dar Bietul Apostol atunci s-a îndoit. Și a zis, Doamne, dacă ești tu, cheamă-mă. Și a zis, vino. Și spune. Și atâta timp cât l-a privit pe Hristos, a mers pe valul. În clipa în care a început să se uită la el, să zică, un piept pescar, ce sunt eu? A început să se scufunde, că l-a prins și a zis, puțin credinciosul. Este ca și cum dumneavoastră fiecare vă uitați acum la condiția dumneavoastră, de tineri, studenți, profesori, muncitori, pensionari. E ca și cum eu, Dan Puric, mă uit la condiția mea de la Teatrul Național. Să-mi iau salariul și să mă educe aia, să mă reeduce aia unde vor. Eu nu mă uit înainte. Către neam, către biserică, mulți să nu pierd salariul, să iau o pensie bună. Tu te uiți înainte, pentru că ei s-au uitat înainte. Și înainte este privirea aceasta către Hristos. Să dea bunul Dumnezeu
ca această privire să nu ne-o pierdem niciodată. Ce suntem noi mai mult decât o mână de oameni? Dar ați observat în istorie, de multe ori țara se retrage într-o mână de oameni. Câteodată neamul în vremuri de prigoană se retrage într-un om. Mircea Eliade spunea, dacă poporul român dispare pentru o catastrofă și rămâne o singură carte a lui Mihai Eminescu, civilizațiile viitoare vor ști ce neam am fost. Nu vă fie frică să fiți români și mai ales nu vă fie frică să fiți creștini. Lor nu le-a fost frică, nouă să nu ne fie frică. Doamne ajută!